E invitatul special al ediției de astăzi a emisiunii Probleme la zi la Radio România Actualități este președintele Senatului și uh, Senatului și copreședinte Alde, domnul Călim Popescu-Tăricianu. Bună ziua! Bună ziua! Vă mulțumesc foarte mult! Bine ați venit la Radio România Bine Actualități! Bine v-am găsit și vreau să transmit un salut și tuturor ascultătorilor dumneavoastră. În primul rând pentru că uh, s-a vorbit foarte mult despre cele două ordonanțe de urgență care nu au intrat în dezbaterea guvernului pe 18 ianuarie, nu au intrat nici pe 25 ianuarie. Dar a cui a fost ideea? A venit guvernul cu ideea acestor două ordonanțe? A fost o decizie în coaliție? Să vă spun un lucru, sunt câteva subiecte, câteva teme pe care noi le avem în vedere de multă vreme, nu numai noi, cred că toată societatea românească este preocupată de modul în care funcționează justiția, mai bine sau mai rău. Observăm în ultima vreme, din păcate, că derapajele care au avut loc, abuzurile care au avut loc în justiție, au fost aspru sancționate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Cazuri cunoscute, arhi-cunoscute, Oameni care au stat în pușcărie nevinovați. Este acel caz celebru al unei doamne care a stat 10 ani închisă și s-a dovedit că de fapt era nevinovată. Sunt și alți oameni. Cazul Marianei Rarinca, care a stat în mod, a fost reținută în mod abuziv 191 de zile. Eu cred că este obligația noastră să aducem corecțiile necesare pentru ca astfel de lucruri să nu se mai repete. Al doilea lucru pe care doresc să-l spun este că avem o obligație ca Parlament să punem în acord legislația penală cu deciziile curții constituționale, lucru care a fost întârziat. Aceste lucruri cumulate ne-au dus la concluzia, la nivel politic, în coaliție, că trebuie să facem niște schimbări și nu putem să fim indiferenți față de soarta oamenilor. Nu mai vorbesc de ceea ce se întâmplă în închisorile din România. Știu, vă mărturisesc. Am o percepție, poate, incorrectă a lucrurilor, dar senzația mea este că, la nivelul societății românești, există puțină sensibilitate față de situația celor care sunt astăzi în închisori. Eu nu cred ar trebui oamenii... să existe această sensibilitate, spre exemplu, la nivelul guvernului și a celor care ar, trebu ar trebui să asigure condițiile din această Da, încrisori. tocmai acest lucru vă nu spun. Ar trebui la... să existe, dar și la nivelul societății, oamenii să înțeleagă un lucru foarte simplu, că cei care au încălcat legea și au primit o pedeapsă aspră, de cele mai multe ori bine meritată, care este privarea de libertate și care este cea mai cumplită. Sancțiune posibilă. Cred că oamenii trec mai ușor peste lipsa de hrană, de apă, de îmbrăcăminte, de condiții de, de viață, dar privarea de libertate este cea mai severă. Ei bine, după această sancțiune foarte severă, nu este normal ca să-i tratăm ca pe cetățeni, ca pe oameni de mâna a doua și să, le, să nu le asigurăm niște condiții de o minimă decență. Nu condiții ca acasă, dar o condiție de minimă decență în închisori vedeți că există pericolul să primim amenzi foarte aspre din partea CEDO, tocmai pentru că nu asigurăm aceste condiții în închisorile din România pentru cei care sunt condamnați și, și spășesc pedepsele de privare de libertate. Toate aceste elemente cumulate, sigur că au determinat și e firesc nu coaliția întreprinde acțiunea politică, ea poate numai să gândească este la nivelul și de nivelul guvernului să întreprindă acele măsuri de corecție și care sunt materializate de cele două proiecte, atenție, Proiecte de ordonanță care sunt pe site-ul Ministerului Justiției și care pot fi consultate de orice cetățean care dorește pentru a se lămuri, pentru că vorbim de o tensiune pe care sigur o, o constat și eu, creată de o campanie uriașă de dezinformare. Aceste uh, două proiecte de ordonanță privind grațierea și modificarea codului penal nu se ating de lucrurile care cred că sunt importante și esențiale, adică continuarea luptei împotriva corupției. Nu există nicio, niciun, nicio persoană sau nicio pedeapsă de corupție care să fie grațiată, nu sunt grațiate pedepsele celor care au înfăptuit acte cu violență, omoruri, violuri și alte asemenea lucruri de acest gen. Uh, nu există niciun fel de prevedere de amnistie ca să se creadă că este vorba de o, de, o dedicație, așa cum s-a discutat, cu toate că. Permiteți-mi să fac o paranteză. Orice piesă de legislație care se adoptă are o dedicație. Este dedicată cuiva, nu unei persoane, dar unui grup de persoane. Când majorăm salariile, nu este o. o decizie legislativă cu dedicație, când majorăm destinată pensiile. Cuiva, destinată cuiva. Dar sigur că așa se, face, așa se face politica. Revin la ceea la ce spuneam înainte. Antre, la întrebarea mea da. inițială, guvernul a luat prin surprindere coaliția de guvernare nu, nu a putut, prin nu a redactarea acestui guvernul de proiect guver de intenția de a formula două ordonanțe de urgență. Nu este uh, treaba mea uh, ca președinte de partid să cenzurez actele guvernului. Guvernul este reprezentarea dacă vreți, a majorității parlamentare. Guvernul are un program de guvernare pe care ca să-l pună în operă, nu trebuie să vină să ceară aprobare de la partid. De aceea, așa, se, așa funcționează, aceasta e logica. El vine cu un program de guvernare care este bazat pe programele politice ale uh, coaliției, ALDE plus PSD, supune acest program de guvernare în Parlament, se aprobă programul de guvernare și de pornește acord cu la Dumnezeu treabă. Pot să figurau aceste două Dar în programul, în programul de guvernare, de guvernare să știți guvernare? un lucru. Nu, nu, programul de guvernare. Guvernul nu și trece uh, în, în acest mod. Intenționez în data X să promovez un proiect în de orice ordonanță. Formă nu, sunt principiile esențiale ale revenirii la normalitate în statul de drept. Acest lucru figurează în programul de guvernare și cred că guvernul a procedat foarte corect uh, punând aceste proiecte pe site-ul ministerului. Uh, se face o dezbatere publică. Din păcate, așa cum am spus, am văzut că este foarte multă dezinformare, foarte puțină cunoaștere a realității, și uh, cred că, sigur, guvernul are în continuare pârghile necesare pentru a continua acest proces pe care l-a inițiat. Vreau De însă nerează. să mai adaug încă ceva, pentru că m-ați întrebat dacă avea, dacă. Uh, Aceeași întrebare, nu vă supărați, nu mă refer la dumneavoastră, eu mă refer la modul generic. Aceeași întrebare a fost cumva pusă guvernului Cioloș, doamnei ministru al justiției, în momentul în care a promovat ordonanțele de modificare a legilor uh, penale? N-am auzit nicio tensiune N-a fost nicio tensiune în societate nicio întrebare de acest gen În condițiile în care guvernul Cioloș nu avea nicio legitimitate Nu aveam cui să punem nu, 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 întrebarea Câte vreme nu era o puțin, coaliție Am întrebat nu, dacă m-a luat prin puțin, surprindere Nu, în cali... puțin, exista guvern, exista Ministru care au întreprins aceste Demersuri, cum n-aveam cui să punem întrebările Coaliția nu, care întrebările, Nu, guvernul. nu, lăsați să știți că uh, Am experiență în politică ca să Nu mă las să cadă în astfel de capcane. Eu vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru fundamental. În timp ce actuala coaliție de guvernare are legitimitate și reprezentativitate pentru că am câștigat alegerile, guvernul anterior nu avea niciun fel de reprezentativitate. Pe cine reprezenta guvernul anterior? Strada? Ce înseamnă strada? Eu sunt foarte deferent față de cei care au opinii diferite față de mine dar să știți că 20.000 de oameni în stradă, comparativ cu milioane de oameni care votează, nu au legitimitatea să în, cum să spun, să instaleze și să susțină un guvern. Asta este realitatea democrațiilor parlamentare. Așa funcționează în toată lumea civilizată. Așa încât, dacă vreți să puneți întrebări de acest fel, era bine să le puneți în urmă cu jumate ani pentru că atunci chiar trebuia un răspuns. Chiar da. trebuia un răspuns și de al minte și calificativele venite din partea scenei politice la adresa demersului de a modifica, de a aduce modificări codului penal prin ordonanță de urgență erau destul de aspre, dar părăsind, această, părăsind acest subiect, um, acest aspect al subiectului. Spuneați în prima parte a răspunsului pe care l-ați formulat, domnule președinte al Senatului, la întrebarea mea, spuneați că ar trebui să fie atributul Parlamentului modificările codului penal în sensul deciziilor Curții Constituționale și că nu s-a întâmplat da. lucrul acesta. De asemenea, Consiliul o clipă Superior... Nu o, o clipă să îmi permiteți să imediat să vă dau răspunsul. De fapt, nu dumneavoastră mă gândesc și ascultătorilor. ascultători. Da? Să știți că ordonanța, sau la modul general, ordonanțele de urgență vin în Parlament la dezbatere. Ordonanțele, în general, în Parlament, care este forul de dezbatere legislativ, suferă modificări. Da? Deci, nu cumva să ne imaginăm că Parlamentul nu are niciun rol în acest proces. Nu, din contră, este obligația noastră, când am spus Parlamentul, sigur, până la urmă, pentru că Parlamentul este corpul legiuitor, dar, după cum știți, în uh, democrațiile parlamentare, inițiativa legislativă poate să o aibă și guvernul. Deci, nu este. Uh, vreau, vreau să se înțeleagă foarte bine că nu este nimic nefiresc, anormal, care iese din regulile parlamentarismului. În orice țară guvernul este cel care pune în aplicare, așa cum spuneam, programul de guvernare și programul de guvernare înseamnă ce? Proiecte de hotărâri de guvern, proiecte de legi sau ordonanțe de urgență în funcție de oportunitatea, în funcție de urgența măsurilor care trebuie să adoptate. Vă citez acum părerea, avizul Consiliului Superior al Magistraturii legat de proiectele celor două ordonanțe de urgență. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că procedura adoptării proiectelor menționate pe calea unei ordonanțe de urgență nu întrunește cerințele constituționale uh, în ceea ce privește proiectul pentru grațierea unor pedepse. În ceea ce privește celălalt proiect, modificările codului penal și de procedură penală, Comunicatul CSM spune așa. Pe de altă parte, deși s-a motivat în sensul că se urmărește scopul armonizării dispozițiilor codului penal și cod procedură penală cu decizia ale de Curții Constituționale, multe dintre modificările propuse prin actul, proiectul de act normativ analizat depășesc sfera modificărilor impuse de deciziile Curții Constituționale. Um... Perfect, am înțeles. Deci, prima observație este una de natură tehnică. CSM-ul opinează că nu s-ar încadra în prevederile constituționale, părerile sunt împărțite aici. A doua, doua problemă pe care o ridică CSM-ul mi se pare mult mai importantă și am să vă spun de ce. Parlamentul nu este ținut, nu este constrâns să facă numai modificările pe care uh, Curtea Constituțională le-a adoptat. Prin deciziile sale. Parlamentul are atenție, toată libertatea să revizuiască legislația în domeniul penal, așa cum s-a întâmplat și în trecut. Aduceți-vă aminte că actualele coduri da? penale penal și de procedură penală au fost adoptate prin asumarea răspunderii de către, de către guvernul, guvernul Boc. 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 Fără, dezbatere. Da? Fără dezbatere. Deci, ce se întâmplă? Vreau să vă rog să facem o distinție necesară și pentru publicul ascultător trebuie să fie foarte important acest lucru. Există un principiu fundamental al separației puterilor în stat. Legiuitorul nu este CSM-ul, nu sunt judecătorii, nici de cum procurorii, legiuitorul este Parlamentul. Parlamentul face legislația și judecătorii aplică legea. Deci, în spiritul acestui principiu fundamental, eu vreau să atrag atenția că CSM-ul poate să facă și e foarte bine, și din punct de vedere legal, trebuie să dea un aviz și a exprimat avizul, dar el nu poate să îngrădească dreptul Parlamentului, care este suveran, de a stabili care este legislația în domeniul penal cât sunt pedepsele, nu, nu, aici cum era sunt vorba despre caracterul care sunt faptele de urgență. care trebuiesc, inclusiv caracterul de urgență. Inclusiv caracterul de urgență. urgență. Parlamentul împreună cu guvernul sau guvernul împreună cu parlamentul hotărăște acest lucru. Deci, eu sunt, uh, uh, avem responsabilități diferite. Cum noi nu comentăm deciziile luate de judecători, ei nu comentează deciziile politice Așa, pe care le ia că Parlamentul. Așadar, credeți se va ține sau nu cont de acest aviz al CSM? Ce soartă credeți că vor avea cele două proiecte de eu acte cred normative? cred că uh, avizul dat de CSM trebuie să fie analizat de guvern. Eu nu l-am văzut în totalitatea lui, nu am citit tot avizul, pentru că nu este în această fază... Uh, preocuparea primordială a Parlamentului, pentru că sunt observații pe marginea proiectelor de ordonanță, trebuie guvernul să analizeze și sigur că observațiile care sunt considerate demne de a fi luate în seamă, trebuie să introduse. Credeți că va merge înainte guvernul cu cele două proiecte de ordonanță de urgență? N-am niciun motiv să cred că ar trebui să renunțe. Credeți așadar că vor trece la o proximă ședință de guvern. Nu știu să vă spun când și cum că nu am discutat cu primul Dar credeți ministru. Că situația Cred se că cel mai bine la prin... această întrebare este să nu mă întrebați pe mine, nu pentru că nu aș vrea să vă răspund, nu. ci pur și simplu pentru că nu cunosc care este agenda guvernului, nu mi-a comunicat primul ministru dacă are intenția să le promoveze azi, mâine, peste o săptămână sau peste o lună. Ați declarat ieri, referitor la raportul Comisiei Europene privind mecanismul de cooperare și verificare, că veți propune președintelui Camerei Deputaților, pre, premierului, ca România să refuze să mai coopereze în cadrul MCV, Corect. pentru că, da. vă citez, recomandările din raport sunt aberații. Nu numai, atât. Uh, nu numai atât. Sa să vă explic. Vă rog. Uh, recomandările din raport, în primul rând... Ne dau din ce în ce mai clar imaginea unor ținte pe care România trebuie să le atingă, dar ele nu sunt ținte fixe. În fiecare an se introduc noi ținte și țintele vechi se deplasează, se transferă mai departe. De fiecare dată se spune ați făcut progrese, dar mai trebuie să mai faceți progrese. Ați făcut progrese foarte bune, dar trebuie să mai faceți în plus și asta, și asta, și asta, și asta. De ce? Haideți să vă explic un lucru. Poate lumea nu, nu nu are suficiente informații. Mecanismul de cooperare și verificare, eu îl știu pentru că a fost introdus în perioada când, când eram prim-ministru. Prim bon, el a fost uh, considerat un mecanism tehnic de evaluare a progreselor. Între timp, ce s-a întâmplat? Pentru că la nivelul Comisiei Europene s-a văzut că ține figura, cum se spune într-un limbaj neacademic, au spus, stați puțin, Hai să transformăm instrumentul ăsta într-un instrument politic cu care îi ținem tot timpul în șah și când spun de Schengen că de ce nu aderă la Schengen, le arătăm pisica și le spunem MCV-ul nu este încă rezolvat, când le spunem, domne vrem MCV-ul o să ne spună că nu e schengen rezolvat și atunci din considerente politice, ca nu cumva să se tulbure apele în țările care au alegeri, și în fiecare an sunt alegeri, și uh, survine o dezbatere pe teme care includ problema românilor care sunt, lucrează în străinătate. Nu emigranți, că românii care merg în Germania, în Marea Britanie, în Italia, nu sunt emigranți? Emigranți sunt cei care vin din Orientul da. mijlociu. Dar ați văzut ce s-a întâmplat în Marea Britanie cu ocazia Brexitului, cum au fost stigmatizați românii. Tot timpul. Politicienii găsesc un țapi spășitor și e foarte simplu pentru politicienii din toată Europa să știți că nu e o specialitate românească: populismul și demagogia. Demagogia face ca să găsească un țap ispășitor pentru incapacitatea lor de a găsi soluții de guvernare pe care cetățenii le așteaptă. Cu Și atunci acesta, dau interiorul... vina pe cineva. Sunt de vină românii care au venit să muncească da. cu tare țară în cu tare țară. Și din acest motiv politic, pentru ca să protejăm țările membre vechi ale Uniunii Europene să nu se creeze o dezbatere care să tulbure apele ni se spune mereu. Dumne, știți, dar... ați făcut progrese, dar mai așteptați de că unde... încă nu este suficient. De unde vine Și eu de acest, aceasta... din acest motiv, din din acest motiv constat că mecanismul este în funcțiune de 10 ani. Suntem de 10 ani membri ai Uniunii Europene. Nu se poate spune că România nu și-a îndeplinit standardele pentru că altfel nu puteau să ne primească în momentul aderării la 1 ianuarie 2007. Deci, suntem în momentul de față Marcați cu acest instrument ca un fel de țară de rangul 2. Și eu, atâta vreme cât voi activa în politică, vă spun un lucru clar. Nu vreau să accept, chiar dacă domnul Iohannis acceptă, chiar dacă se comportă cum se comportau pe vremuri domnitorii români și se duceau la înalta poartă, eu nu vreau să cer voie nimănui. Ca România să se comporte ca un țară cu demnă toate acesta, și suverană. Domnule Călin Popescu tăricianu poziția dumneavoastră contrastează cu cea exprimată de guvernieri prin ministrul delegat pentru afaceri europene, doamna Birceal, care spunea că este un raport bun, care dă speranțe, care restrânge aria reproșurilor, care face recomandări țintite și fixează un nou termen mai devreme decât se aștepta, și anume sfârșitul 2017. Doamne, Sunteți în, în dezacord? În raport, eu am citit concluziile raportului, urmează să fac și o analiză mai detaliată pe raport. Într-adevăr, România este privită în raport ca, fi, ca ar fi făcut progrese importante în anii 2014-2015, 2016. Dacă aceste progrese sunt atât de importante și considerate în raport reversibile, de ce nu s-a ridicat mecanismul? Din acest motiv de, pe care vi l-am spus înainte Cine și pe, pe, care vil, este? pe care vi-l mai spun odată. Știți reținut. că, ca să înțelegeți nu bine, nu, lăsați-mă ca să fac eu să înțeleg. Să nu, lăsați-mă o clipă să vă explic ceea ce se întâmplă în momentul de față. Anul acesta, ca să înțelegeți bine, pentru că văd că privirea este. Focalizată strict înainte, uitați-vă puțin și în lateral. Știți unde sunt alegerea anul acesta în Europa? În cele două mai mari da, țări, în Germania, da? și, în Germania în Franța, și în Franța. E, vreau să vă spun un lucru, că din acest motiv nu mecanismul nu se ridică în acest an, pentru ca să nu se tulbure apele în Germania și Franța. Păi, dar lăsați-mă, la, în, la anul în 2018 vor fi alegeri nu știu unde, în alte două țări sau trei țări sau patru țări, tot timpul se va găsi ceva. Acesta este motivul pentru care eu am să propun să-i să transmită Comisiei Europene că nu mai suntem dispuși să fie folosit mecanismul de cooperare și verificare ca un instrument politic prin care România este ținută la colț. Aveți Pum. idee cine în interiorul Comisiei Europene? a transformat acest mecanism? Nu știu mecanism... Și nu mă interesează. Și acest instrument lucru politic, nu mă interesează așa cum și acest lucru uh, nu se discută cu funcționarii de la Bruxelles de rangul 2 și rangul 3. Acest lucru va trebui să fie discutat de cei mai înalți oficiali ai Guvernului Român și de conducerea Parlamentului, cu conducerea Parlamentului European și cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Deciziile de acest gen nu se iau la nivelul tehnocraților care stau să facă anual rapoarte de 10 și zeci de pagini ca să justifice salariile pe care le încasează. Vă reamintesc, reamintesc ascultătorilor noștri, invitatul special al ediției de astăzi este președintele Senatului, domnul Călim Popescu-Tăricianu. Ieri, la Comisia Specială de Control a Activității Serviciului Român de Informații, a fost o audiere maraton a directorului SRI, domnul Eduard Helvich. Scriați în această dimineață pe Facebook audierile din Comisia SRI sunt doar un pas dintr-un șir lung de acțiuni parlamentare Uh, care vor uh, fi luate în perioada următoare. La ce vă gândiți? Ce va fi nou și atipic față de activitatea vechiului Parlament? Uh, foarte pe scurt doresc împreună cu colegul meu președintele Camerei Deputaților să restabilim centralitatea parlamentului în arhitectura instituțională democratică din România ca singură instituție democratică aleasă direct de cetățeni. Atenție, nici guvernul, nici puterea judecătorească nu sunt puteri democratice. Ele sunt numite, da? Atenție, nu mai vorbesc de instituțiile de forță. Noi asistăm astăzi în România la o situație care este anormală, adică, în ultimii ani, influența Parlamentului a scăzut considerabil, Parlamentul a fost transformat într-o instituție decorativă și au apărut centre de putere ocultă, alcătuită în special din instituțiile de forță care conduceau, de fapt, România. Eu vreau să revenim la democrație parlamentară. Deci, instituțiile de forță își văd de treaba lor, aici mă refer la servicii, la parchet, și ele au o misiune clar stabilită, și după cum se vede, această misiune n-a fost respectată. Ele au avut o ingerință în actul de justiție, mă refer la servicii, Procuratura a intrat în jocuri partizane și în ceea ce se numește justiție selectivă. Trebuie să revenim la normalitate. Nu se poate continua în felul acesta, pentru că, dacă vom continua în același stil, România se îndepărtează de modelul de democrație parlamentară, hai să zicem, occidentală, și ne apropiem foarte mult de modelul Putin, adică democrație controlată. Democrație controlată înseamnă cu ghilimele democrație. Există o, o mână forte care acționează prin intermediul Procuraturii și Serviciilor și controlează tot. Viață politică, viață economică, mass media, tot. Și, sigur, aparențele sunt de democrație. de democrație. Dacă vă uitați în Rusia, putere judecătorească au, da, parlament au, da, mass media au. Da, e tot toate ingredientele aparent sunt acolo. Cred... Dați, credeți că este democrație în Rusia? Cred că articolul nu? 2 din Constituția României spune că Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român, dar în momentul în care dumneavoastră ați descris existența unor centre de putere ocultă în societatea românească, v-ați referit și la prezența unor asemenea centre de putere ocultă în vechiul parlament? Nu. Au influențat vechiul A, Parlament? Sunt, sunt absolut convins că au influențat vechiul Parlament atâta vreme cât uh, aceste legături nesănătoase, atenție, le numesc nesănătoase, funcționau între înalți uh, responsabili din servicii, cu înalți responsabili din parchete, cu uh, parlamentari. Bineînțeles că nu mai există separația puterilor în stat și până la urmă am ajuns în situația pe care am descris-o în felul următor. La nivelul, de exemplu, Comisiei de Control a Serviciilor nu știm exact care era raportul. Controlau Comisia serviciile sau serviciile controlau Comisia, adică Parlamentul? E, lucrurile acestea nu pot să continue în felul acesta. Este evident că sunt niște derapaje care au avut loc, și am urmărit ieri declarațiile directorului Helvig? SRI, domnul Helvig, și pe mine m-a bucurat un lucru: și anume a spus că va fi foarte atent ca să nu existe niciun fel de ingerință politică din partea SRI-ului de acum înainte. Și uh, va fi foarte atent la misiunea pe care o are uh, Serviciul de Informații uh, din uh, România. Și lucrul acesta m-a bucurat. Însă, vă spun sincer, am să mai citesc încă o dată declarațiile. Nu știu dacă nu cumva declarația domnului Helvig lasă să se înțeleagă cumva că el va face din acest moment toate că eforturile pentru, un viitor, pentru viitor, dar nu clarifică ce dar a fost clarifică în trecut. Trecutul. Chiar asta vreau să vă întreb. Și cred că aici este evident sarcina Comisiei de Supraveghere a Serviciilor de Informație, a SRI, să-și intre bine în atribuții, să-și facă treaba. De ce? pentru că din greșeli până la urmă, să știți că pe mine nu mă bucură sancționarea greșelilor sau a vinovaților. Ceea ce mă interesează cel mai mult este să tragem niște învățăminte, să învățăm niște lecții, ca aceste lucruri să nu se mai întâmple în viitor. Pentru că pentru mine, ca un politic, care sunt în politica românească, eu n-am făcut politică înainte de, 80, de 90, n-am făcut, n-am fost membru de partid, nu nimic. Am intrat în politică din convingere. dintr-o convingere fundamentală care este liberală, și anume că trebuie respectată mai presus decât orice, drepturile și libertățile cetățenilor. Și eu nu vreau să trăiesc într-o România, după 27 de ani, în care aceste drepturi sunt considerate un lux, cum a spus cea care a fost ministru uh, inadecvat al justiției anul trecut. Deci pentru mine acesta este un lucru fundamental pentru care mă voi bate în continuare și acesta este, dacă vreți, angajamentul meu politic și de ieri, și de azi, și de mâine. Credeți că ceea ce s-a întâmplat ieri în la audierile din Comisia de Control a Activității SRI, șapte ore de audieri lungi și cu siguranță mai puțin complezente decât în trecut, au adus vreun progres în ceea ce privește controlul civil asupra acestui, uh, funcționării acestui serviciu? Din declarațiile președintelui comisiei a, așa mi se pare, eu n-am avut o discuție nici cu președintele comisiei nici cu, uh, am luat act de declarațiile publice care au fost făcute și mi se pare că există cel puțin la nivel de intenție și de atitudine o schimbare, o schimbare necesară, era uh, mai mult decât necesar. Acum, Sigur că lucrurile nu se pot remedia într-o singură ședință și cred că Comisia, la un moment dat, va trebui să tragă anumite concluzii după o anumită perioadă, după acest început va trebui să continue să lucreze și la un moment dat cred că Comisia va face o informare mai completă în fața Parlamentului, deci către toți cetățenii acestei țări, către tot publicul românesc. Același președinte al Comisiei de Control a Activității Serviciului Român de Informații, senatorul Adrian Tuțuianu, spunea, spre exemplu, că fostul deputat Sebastian Ghiță era o persoană cu informații de interes pentru securitatea națională, membru al fostei comisii SRI. Este îngrijorător că o asemenea persoană cu informații de interes pentru securitatea națională a dispărut? Nu știu ce să vă spun. În primul rând, nu cred că persoane care au o importanță atât de mare pentru securitatea națională trebuie să fie uh, membrii ai Parlamentului să coopereze cu serviciile. Nu, eu, eu nu înțeleg genul ăsta de activități politico-informaționale. Uh, pentru mine sunt nefirești, asta spuneam și înainte. Uh, sigur, acum dispariția lui din, uh, din tablou perturbă mult lucrurile. Declarațiile pe care le-a făcut la fel au fost uh, cu, cu, o mare, cu un mare impact să nu-mi spuneți că domnul Coldea a fost dat afară din serviciu numai așa ca un capriciu al cuiva. Probabil că lucrurile sunt mult mai complicate, dar noi nu avem, eu cel puțin și toți ceilalți care suntem spectatorii acestei scene politice, sunt, eu sunt și actor, dar nu avem atât de multe informații încât să vă spun mai clar. Trac numai niște concluzii simple pe care le poate trage oricine. Demisia directorului adjunct la SRI nu este un pur și simplu, n-a fost un capriciu, n-a fost un act de uh, voință uh, proprie, a fost pus pe liber, probabil ca urmare a, eu știu, știu, lucrurilor care au fost discutate în interiorul serviciului și pe baza cărora conducerea actuală a luat, a luat niște măsuri de, hai să spunem, revenire la normalitate. Dar, dar procesul pare să fie necesar a fi continuat, pentru că am văzut că nu este numai domnul Coldean într-o situație de genul celei pe care am aflat-o, mai sunt și alți, mai este o doamnă care nu știu ce rol are acolo, am înțeles că este general, care și ea văd că este în niște surprinsă, în niște atitudini improprii unui înalt funcționar al unui serviciu de uh, informații. Aba. Și probabil că dacă există și alte vinovății, uh, eu cred că fiecare trebuie să se supună legii. Nimeni nu, e mai, nu, mai este, nu, nu este mai presus de lege. Uh, ceea ce mă surprinde, însă, dacă vreți să vă spun ceva, și văd că nimeni nu se zizează în spațiu public, dacă domnul Colde a fost dat afară, n-a fost dat afară degeaba. Da? Uh, dacă există o problemă serioasă în interior, parchetul ce face? Sau, nu știm noi, și e, Serviciul Român de Informații este în afara sferei de preocupări a parchetului. Parchetul se preocupă numai de Parlament, cumva? Par, parchetul mă refer la DNA. E, sau la celelalte parchete, că nu e neapărat să fie de resortul DNA-ului. Am impresia că asta înseamnă în România, de fapt, în România de astăzi. Justiție selectivă. Există zone care sunt tabu. Eu cred că s-ar impune, în atar condiții, o anchetă serioasă din partea uh, parchetului, pentru că îmi imaginez următorul e, e lucru. Credeți cumva, credeți cumva că uh, domnul Col de a acționa solitar uh, se ascundea de ceilalți, nimeni nu știa nimic ce făcea? Uh, îmi pun această întrebare poate, poate, Este neștiind poate... ce presupuneți că faceți? Exact, exact. eu, eu, cer, eu pot să nu presupun Nu știu ce presupuneți că făcea nu, nu, pre, nu știu ce, nici eu nu presupun uh, Nu vreau să fac adică făcea presupuneri Făcea singur ce? Nu știu, păi, toate... făcea singur ce? Uh, uh, Relațiile astea uh, anormale cu uh, oameni care nu aveau ce. ce să caute și directorul în plan, de la ce aveam tot acolo. Uh, chestiuni de natură politică, chestiuni de natură economică. Acestea trebuie investigate. S-ar putea ca o investigație a parchetului să ne spună următorul lucru. Domne, totul a fost perfect, n-a fost nicio legalitate. Bun, e în regulă. P lăsați să am un semn de întrebare și atunci de adică ce Vă... mai demisionat domnul Coldea. Deci Acum, eu, am, eu am niște pentru, semne de pentru întrebare că pentru puțin care, timp din uitați emisiune ce și vreau, vreau să, să vă spun, trebuie să înțelegem un lucru, că dacă o să le luăm toate nemestecate, nu o să ne punem niște semne de întrebare, s-ar putea ca toate lucrurile să fie perfecte, în ordine și uh, tocmai asta este rolul parchetului, să vină să spună, dom'le, am făcut o investigație serioasă, puteți să stați cetățeni în liniște, dormiți liniștiți, totul e perfect. Așteptăm și da? acest lucru dacă este necesar. Acum pentru mai avem foarte puțin timp din emisiune, sesiunea ordinară a Parlamentului începe la 1 februarie, președintele Iohannis a trimis deja uh, acea uh, solicitare scrisoare da? prin care Sigur? convoacă, doar, își, exprimă nu, nu intenția, își exprimă intenția de a convoca un, un referendum exact. da. pe tema continuării luptei anticorupție. Care este graficul răspunsului Parlamentului? Graficul răspunsului este foarte simplu: este de resortul. Camerelor Reunite, a Senatului și a Camerei Deputaților să se reunească. Vom da această scrisoare către comisiile juridice. Comisiile juridice vor formula un punct de vedere care va fi supus aprobării Parlamentului, care trebuie să dea un aviz. Avizul nu este obligatoriu, este un aviz consultativ. Deci Parlamentul poate să spună, da, referendumul este oportun sau nu e oportun, e necesar sau nu este necesar. Nu susțină... trebuie să fie invitat. Acest aviz trebuie dat într-un termen de două 20 de zile. Deci acesta este calendarul din momentul sosirii scrisorii. Scrisoarea a fost primită ieri, din acest moment, 20 de zile calendaristice are Parlamentul la dispoziție pentru formularea unui răspuns. Acum, în ceea ce privește bugetul de stat pe 2017, ați fost și prim-ministru, uh, guvernul o să prezinte, probabil mâine, acest proiect de buget, când are șanse să devină lege publicată în, în oficial. Din momentul în care uh, guvernul transmite Parlamentului bugetul, avem nevoie de un spațiu între, aș aprecia, 8-10 zile în procedură accelerată pentru adoptarea bugetului. Așadar, nu va intra în vigoare de la 1 februarie nu. 2017? Nu, nu este evident cum. că nu avem, cum. A, nu avem cum. Nu există timpul material... Chiar ieri am avut o discuție cu președintele Camerei Deputaților, cu președintele PSD și am convenit să dăm totuși un, un minim timp de analiză, de dezbatere pentru depunerea amendamentelor la proiectul de buget. Deci vrem să facem o dezbatere serioasă, dar în același timp Camerei vrem să mergem pe un program uh, accelerat de, de lucru. Președintele Camerei Deputaților, revenind din Statele Unite, a reproșat faptul că nu sunt 2% din PIB alocați pentru apărare în prima nu, vor fi, variantă. Vor fi. Vor fi. Vor fi, din acest punct de vedere, România înțelege să se achite de obligațiile de, de membru al NATO, de aliat și vom avea această alocație bugetară fără doar și poate. Pentru finalul emisiunii, raportat la relația politică cu președintele Iohannis, se spune foarte mult că intenționați să-l suspendați. Domnul Dragnea, spune Cine chiar, spune? domnul Dragnea spune chiar așa, președintele își cere suspendarea, nu sunt interesat dumneavoastră? Nu, nici eu, dar văd și eu același lucru, parcă președintele, toate acțiunile pe care le face, le circumscrie unei, unui alt demers. Deci, în loc ca România să iasă okay. din logica confruntării, din logica conflictului steril, care este perdantă pentru România și să intre în logica construcției, în logica Co Trebuie coeziunii naționale. Vă Văd că șocaută cum se mulțumesc spune. Și din păcate. Prezența vă regret. pentru Radio România Actualități. Sunt Alexandra Andon, o zi bună tuturor în continuare.